Picturi rupestre vechi de 36.000 de ani descoperite în peștera de la Cuciulat au putut fi admirate astăzi în sala Porolisum a Consiliului Județean. Fotografii și filme de prezentare cu descoperirile făcute de echipe mixte de cercetători au fost expuse în fața unui public numeros, format în majoritate din elevi de la școlile și liceele din oraș. Sper că nu vă supărați că încerc să vă sugerez diverse închipiri ale formelor, că unele nu sunt clar definite. Galeria a fost foarte mult afectată de inundații. În ce se poate de cărbune, de unde a fost prelevată o foarte mică cantitate de un gram și care a fost testată cu carbon 14 pentru a stabili vechimea picturilor. Peștera de la Cuciulat era peștera care reprezenta practic veriga de legătură între manifestările rupestre din cercul franco-cantabric și cele cunoscute anterior din zona munților Urali din fosta Uniune Sovietică. Practic, ea dovedea, odată în plus, existența unui mental comun, a unei ideologii și a unor reprezentări comune la nivelul întregii populații a paleoliticului din Europa. Între Dej și Jibou, pe malul Someșului, în locații pe care cercetătorii nu au vrut să le divulge deocamdată, au fost descoperite alte 5 situri arheologice, deosebit de importante atât la nivel național cât și european. Ca într-o veritabilă friză desfășurată pe această parte a falezei, la o înălțime actuală de peste 3 metri față de suprafața actuală de călcare. Am spus că doar două dintre siturile o să vă prezint desenele, ele sunt destul de multe, este vorba de câteva sute, am repertoriat așa la o primă numărare pe baza fotografiilor pe care le-am făcut și m-am aplecat în primul rând asupra celor mai vechi. Descoperirile sunt într-adevăr extraordinare, sunt foarte importante pentru ceea ce înseamnă arta rupestră nu doar din România, ci din Europa.